stimați spectatorilor, sunt Luigi Bărăgoiu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Raport de eveniment. În studioul televiziunii Cromtel, astăzi, generalul de poliție în rezervă, doctor Vasile Moțoc. Domnule general, o bucată bună, ne-am văzut din motive întemeiate, a fost uh, perioada preelectorală, pe urmă au fost alegerile. Vă mulțumesc că ați răspuns pe care v-am făcut-o. Vă mulțumesc și eu și sperăm să ne putem uh, revedea cât mai des. Să dea Dumnezeu. Domnule general, început de octombrie, tocmai au trecut, așa cum spuneam, alegerile locale la nivelul României. V-aș propune, ca pentru început, să aruncăm o privire amândoi în spate, să discutăm pe tema acestor alegeri de la 27 septembrie. Cum vede generalul Moțoc Momentul 27 septembrie. Pe fondul pandemiei, pe fondul situației economice și a nemulțumirilor, pentru că, în general, acestea dau, practic, culoare și ton pentru votul pe care cetățeanul îl dă, a fost o campanie, spun eu. Nu mult diferită de așa, mai puțin vocală, mai puțin acidă și parcă și promisiunile au fost uh, uh, într-o zonă rezonabilă. Mai temperate. Mai temperate cred. și actualele condiții uh, nu au permis uh, practic expunerea unor. Uh, chestiuni pe care și le-ar fi dorit și alegătorul, dar poate și cei pe care cei care candidau pe aceste funcții. Una peste alta a fost o campanie și echilibrată. Probabil și cei care erau în pole position acolo și-au dat seama și părerea mea ar trebui să țină cont și cei care au ajuns acum la butoane să își canalizeze principalele eforturi sau cei care e candidau își aveau în vedere acest lucru uh, vis a -vis de combaterea sau de uh, uh, sănătate și educație. Sunt două capitole care dacă în următorul interval de, spunem, șase luni, uh, nu le vom stăpâni uh, ca atare, sau cel puțin să le ținem la un echilibru, vom avea probleme deosebite și în special din punct de vedere al învățământului pe termen lung. Intrăm deja într-o chestiune de, de, de anormalitate, deși se caută să se cosmetizeze, că nu este mai nimic, că putem să le desfășurăm și online, că avem o milion de paturi la ATI și văd că nu mai avem nici măcar o mie, pe fondul acestor chestiuni, deci, populația României își dă seama de adevăratele probleme care vor trebui înfruntate în următoarea perioadă. Deci, nu avem un câștigător, așa cum clamează toate cele trei partide, să spunem, care sunt în primele trei locuri. Este o stare de echilibru care ar trebui să dea de gândit în sensul formării unor coaliții pentru interesele comunitare și nu pentru interesele de grup, că nu, nu mai este loc. Dacă nu vor ține cont de aceste chestiuni pentru a rezolva problemele acestea care sunt uh, și bat la ușă cu pași repezi pe uh, fondul unui buget, sărăcit sau aproape inexistent, se vor acutiza problemele și vom avea chestiuni uneori poate greu de stăpânit și greu de readus în situația de normalitate. Deci să fim foarte clar înțeleși, nu avem nici învinși, nici învingători. Problema este cum vom putea găsi soluții să gestionăm în continuare problematica comunităților pe care cei care le-au câștigat trebuie să se o și să o vadă cu ochi critici, cu ochi omului înțelept care își dă seama de realitatea existentă atât în plan local, dar cât și în plan național. Vedem uh, această situație și din perspectiva Uniunii, Uniunii Europene, care uh, deocamdată încă mai ține sau ține în frâu anumite probleme, în special cele de ordin medical, cele de ordin uh, în ceea ce privește uh, respectarea unor drepturi ale cetățenilor, dar uh, va veni momentul, vedem deja, pe piața medicamentelor. Se preconizează o criză care va fi hotărătoare pentru evoluția și stăpânirea acestei boli, care se acutizează și care de la o zi la alta vedem că ridică noi și noi probleme și pe această cale ar trebui și noi să fim mai responsabili, mai înțelegători. Mai e convins de faptul că ceea ce ni se recomandă și ni se cere trebuie să respectăm uh, ca atare pentru că altfel vom ajunge într-o situație de colaps care nu își va găsi soluție nici cu medicina, nici cu uh, celelalte chestiuni care sunt... Uh, uh, aleatorii. Deci trebuie să fim uh, și cei din fruntea noastră și cei care suntem uh, participanți la viața societății, să fim responsabili de uh, necesitatea respectării normelor de prevenție în uh, acest domeniu. De la acest capitol încep și se termină sau vom rezolva și celelalte chestiuni uh, care vor uh, surveni, nu plăcute, mă refer, mă refer în special pe uh, piața muncii, mă refer în special în economie care va avea de suferit uh, datorită măsurilor de uh, preventive care vor fi, vor fi luate cu siguranță în următoarea perioadă de către reprezentanții uh, statului român. Așa este. V-am spus dumneavoastră alegeri mai uh, liniștite, mai temperate. Mi-am adus aminte de în momentul 1996 la Rădăuți, de turismul electoral de acele autocare, vă aduceți aminte? da, da, da. da. Era așa ca în comuna primitivă, așa după ce s-au mă rog, primii muguri ai democrației, dar de fapt încă se manifestau tarele comuniste suficient de puternice rămase încă în structurile statului român. Da, așa au fost atunci. Așa a fost atunci. Uh, poate că e de apreciat, uh, inevitabil incidente electorale au fost la nivel național, mă refer, dar uh, într-adevăr nu de amploare, nu au fost problemele din trecut. Da, n-au fost de natură să influențeze uh puterea votului uh, comunitar și acest lucru, uh, m m mă rog, Cred că persoane care nu prea își dau seama sau încă sfidează pur și simplu legea și îndeamnă pe unii sau pe alții sub uh, oferta aceasta comercială care e tipic românească de a cumpăra uh, cu anumite, sau anumite persoane sau de a face acest vot uh, aproape imposibil, multiplu, pentru că datorită uh, ceea ce avem la îndemână acum prin uh, aparatura din dotare ar putea să fie depistată imediat doar dacă se dorește acest lucru și noi știm cazul în care s-a dorit și alegerile anterioare, fără doar și poate, nu vreau să revenim acum la modul cum au fost ales începând cu, în, cu președintele și așa mai departe, da? unde știm foarte bine ce anumite chestiuni care nici în ziua de azi n-au fost clarificate, n-au fost măcar renumărate anumite voturi pe anumite sectoare. Da, aveți dreptate. Au trecut vremurile când s-au coșat cu cârnață pungile cu, eu știu, cu zahăr și cu... Găleți, cu geci, cu... Da. Vă aduceți aminte, nu? E de domeniul fantasticului așa și, și cât de, de, de totuși suntem așa de, de, de penetrabili, în, adică și ușor uh, influențabili în această chestiune. Suntem balcanici, domnule. Suntem balcanici, suntem. Nu avem uh, o cultură a democrației, nu avem o, o formată, o ideologie în care să credem, pentru că aceasta și pe fondul, cum mai discutați eu și anterior, noi nu avem partide în care să spunem ăsta este de stânga, este de centru și de dreapta. Nu, e o amestecătură, așa o, o, o coloratură de asta, acoarelă de toamnă, care nu-ți dai seama, verdele e galben, galbenul e roșu și așa mai departe. Bă. Bine, spune. și apoi suntem, domnule general, suntem în 2020. Acele tablete, posibilitatea de a vedea prezența la, la vot în timp S real, nu? E fantastic, sigur că da, dar toată chestiunea este să se dorească acest lucru și să milităm pentru o alegerea corectă, indiferent ce personalitate avem sau nu în fața noastră. Da. Am vorbit despre alegeri la nivel național. Haideți să aruncăm o privire aici, la rădăuți unde rezultatele le știm, apropo de fotorii de primar, iar Consiliul Local, Consiliul Local, Deliberativul Local, format din 19, 19 consilieri local, care au fost împărțiți în 9721, adică în nouă 9, 9 consilieri locali de la PNL, 7 de la PSD, 2 de la PMP și un reprezentant de la Partidul Ecologist Român, exprimarul Aurel Olăren. Ce părere aveți despre alegerile de la Rădăuți? Unde prezența a fost slabă, după cum știm cu toții, dar și la nivelul județului Suceava a fost scăzută. Da, a fost de fapt în ultimii în, la, și la ultimile alegeri care le-am avut în zonă, prezența la nivelul județului, dar în special la în zona Rădăuți a fost slabă sub media pe județ. La nivelul orașului a fost un, o competiție, spun eu, legală, elegantă, unde au câștigat o echipă de oameni cu tineri care poate au avut ceva mai mult de spus decât uh, actuala sau fostul primar cu echipa uh, pe care a avut-o. Uh, e o chestiune, chestiune care eu, sincer să fiu, uh, uh, o respect și, în același timp, uh, aș cere în numele cetățenilor din Rădăuți ca echipa care va sau care deja a preluat, având în vedere se preconizează această alianță PNL-PMP, se va putea forma plus ecologist o majoritate destul de fragilă, dar cel mai corect ar fi ca să avem o unitate în ceea ce privește realizarea principalelor obiective la nivel comunitar și să vedem că în rădăuți poate exista o. Uh, unitate de uh, idei care să ducă la bunul mers al comunității și mă refer aici la realizarea marilor uh, uh, obiective care le avem încă de Nu orașul nostru, a mai discutat aici, a mai spus-o repetat nu? centrul orașului arată încă jalnic ci nu e ușor să se realizeze, dar cu uh, sursa principală vor fi dacă uh, echipa aceasta tânără va reuși să uh, realizeze proiecte prin care să atragă bani europeni. La finanțările, ce le putem să le asigurăm în plan local, puțin posibil să putem uh, realiza aceste obiective îndrăznețe, care trebuie să uh, asigure un uh, confort dar în același timp să devenim și noi un oraș european chiar dacă suntem la granița spre Ucraina. Sunt lucruri posibile, sunt lucruri care stau în posibilitățile echipei manageriale care trebuie să se constituie, se aud multe discuții, se vor face încă anumite chestiuni care probabil vor fi și influențate de la nivel județean, dar este este de cerut și este de dorit ca acești aleșii ai noștri să, poată, să poată realiza aceste obiective. Și în primul rând să vedem la nivelul asigurării uh, sănătății populației pentru că mă îngrijorează faptul că pe fondul acestui COVID uh, celelalte categorii de oameni și sunt mii de oameni bolnavi din rădăuți din zonă și mă refer a, aici strict la noi unde cu greu au acces la asigurarea uh, uh, acestor consultații, acestor intervenții, eu știu, de natură chirurgicală, care ar trebui să aibă loc în mod curent la nivelul nostru. Pe acest fond și pe faptul că la nivelul țării va crește numărul de infectări, sunt îngrijorat pentru că... Populația va suferi din acest punct de vedere. Trebuie găsite soluții ca uh, să avem culoare libere pentru populația cardiacă, cancer, diabet și alte chestiuni care să aibă accesul direct spre, spre unitățile medicale și a se bucura, în primul rând, de consultul medical de specialitate și de tratamentul uh, corespunzător uh, dat de către uh, specialiștii din uh, zonă. Așa este. Eu totuși vin la Consiliul Local. Domnule General, așa spuneați dumneavoastră de alianță PNL-PMP, înseamnă 9 plus 2, 11. Majoritatea e simplă în Consiliul Local, dar sunt acele proiecte de care știm foarte bine că proiecte care necesită două 3 Asta înseamnă 13 din 19. Și poate că sunt proiectele de importanță. Toate sunt importante. Proiecte care să devină hotărâri. Dar acolo, chiar dacă... PNL merge cu PNP plus PER. Înseamnă 9 plus 2 plus 1. 12, nu 13. Da. Până la 13 și da, 5. Dar eu am spus și subliniez, pentru că da, oamenii aceștia trebuie să fie responsabili să nu-și vadă culoarea politică și să vadă interesele comunității. Dacă nu vor vedea, nu vor rezista acolo pentru că nu sunt bătuți în cui noi. Băi, am ales patru ani, de acum sunt vodă prin lobodă. Ar trebui și populația să fie mai responsabil, să-i tragem de guler atunci când sunt... Dar ați văzut noastră în calitate de reprezentant al media, participarea cetățenilor... Și în anumite ședințe de Consiliu Local, unde se dezbat probleme vitale pentru viitorul acestei uh, comunități, este slabă. Poziția cetățeanului de rând se rezumă la acest vot care l-a dat sau nu l-a dat decât 30%, iar ceilalți 70% sunt spectatori, cel puțin uh, nici măcar uh, probabil nu, sunt, nu au cunoștință de anumite uh, chestiuni ar trebui ca în zonă, în cartiere, unde sunt probleme, unde sunt chestiuni străzi care trebuie cu băgate infrastructură, canalizare, curent, gaz, apă și as, terminând cu asfaltul, să vină cu propuneri, să aducă pe masa acestor așa, pentru că atunci când o să-i punem în față cu anumite chestiuni, nu o să aibă curajul să spună că eu mă opun de dragul opunerii. Nu, ei trebuie să văzut că reprezintă o anumit și pe cei care au votat și pe cei care nu i-au votat, pe cei care au fost împotrivă sau pentru, dar ei trebuie să realizeze obiectivele care ne interesează pe noi primarul este primarul tuturor rădăuțelor acest lucru trebuie să înțeleagă și trebuie să vadă care sunt aceste obiective acolo unde vor fi chestiuni de interes de, asta de a băga cheia invers în ială decât a normal trebuie ca opinia publică voi mass media să scoateți în relief și chiar vă cer să fiți mai ofensivi mai tolerați așa anumite chestiuni de dragul nu e asta va fi buna înțelegere buna înțelegere vor fi când vom ridica probleme obiectiv în fața oamenilor, le vom dezbate și ne vom spune părerea. Nu trebuie să dau cu gunoiul sub preștipă dar știi unde e calul și unde e călărețul. Adică, într-adevăr, este ca și munca mea, deranjez, am deranjat pe unii, dar atunci când este vorba de a face dreptate, atunci când este vorba de a realiza obiective de care interesul sunt interesul bără. comunității, renunțăm la orice partizanat politic. Așa este. Și atunci vom avea progres, vom avea obiective care, indiferent că la celălalt mandat nu o, să mai fină, nu o să mai vină aceiași oameni, dar el trebuie să continue ceea ce este de interes. nu? Trebuie să vedem la nivelul care sunt, în afară de sănătate, educație, care sunt problemele acestea stringente. Au ieșit acum pe fondul pandemiei și a modului cum să... Se... Gândiți-vă și la copila la ăștia tot. Trebuie să instituim niște reguli în domeniul ăsta clare, a la lung. Pentru că nu vom scăpa imediat sau peste trei luni de aceste situații critice. atunci trebuie văzut cum gestionăm banii comunității, pentru că sunt persoane care nu vor avea posibilitatea să-și procure cele necesare prevenirii și uh, stopării acestui uh, coronavirus. Da. Deci comunitatea va trebui să aloce sume importante uh, în loc să le alocăm dezvoltării, dar la ora actuală pentru mine este mai important sănătatea oamenilor din comunitate, învățământul pentru a să, acești copii să nu rămână cu niște goluri aproape de neînlocuit în viitor pentru a pur și simplu a le stopa cariera. Așa este. Domnule general, eu particip la ședințele Consiliul Local din 1996 în încoace. Sunt uh, ceva. Ani. Dar să știți că. na, eu știu să dea Dumnezeu să fie bine și să fie liniște și uh, înțelegere acolo. Dar în Consiliul Local de la Rădău și cred că nu numai aici. Au fost momente demne de, eu știu, de filmele cu Stan și Bran. Au fost ședințe care au început la 10 dimineața și s-au finalizat la ora 23. Au fost de toate. Da, dar vedem rezultatele, da? Rezultate. Deci ah. pe fundul acestor așa am rămas cu anumite e, probleme nerezolvate la nivelul orașului. Nu căutăm să punem piedică, știi că așa ne-a făcut și PNL-ul nou cândva și au stat. Este drept. Au făcut, dar nu înseamnă că pe fondul acesta trebuie la fel și eu să stopez doar de dragul de a stopa Uh, vedem chestiuni care merită, uh, sigur că da, hai să le facem public, să le analizăm, să cerem un audit public pentru a vedea cum se cheltuie banul public. Aici este toată chestiunea. Da? V-am spus, pentru rezolvarea unor probleme de anvergură, trebuie să avem echipă specialiști care să-și pună capul la contribuție, să vină cu proiecte pentru a atrage bani europeni. Și au exemple o, zeci de, de, de primari, zeci de consilii locale care au mers înainte pe fondul acesta, făcând abstracții de natura și culoarea politică a nu știu cărui reprezentant. Noi trebuie să ne vedem din interesele comunității noastre. Acesta este obiectivul. Și de a, din acest motiv nu sunt eu ce, dar fac apelul acesta de, de, de suflet să se înțeleagă acest. Sunt într-adevăr și orgoli și uh, mulți Arniți răniți și... care trebuie pansați acum recent da. ca să le treacă vorbaia durerea, dar trebuie lăsat deoparte venit și pus umărul pentru comunitate. Altfel, istoria îi va da deoparte. Aveți foarte mare dreptate. Ca sunt multe de făcut. Am remarcat la ori când ați spus de centru. A, și nu numai centru, localități, kilometri. Mi-aș dori un centru modern, frumos, unde pietonalul să-și să, să spună cuvântul, nu? Să găsim aici sensuri de fluidizare a circulației, vedeți, în fiecare zi să, să stă la coadă de la intrarea în rădăuți până la sensul geratorului. Deci sunt chestiuni, nu pot fi rezolvate, dar trebuie consultați specialiști în domeniu. Ce, ce se mai poate face, nu? Nu? Sunt atâtea zone unde uh, încă se dez dezvoltarea haotică a orașului, bloc pe zonă de cartel de vile, se continuă această chestiune, deci și s-au luat angajamente, eu voi dărâma blocul ăsta de nu știu unde, nu s-a dărâmat nimic, uh, Nu este un proiect, uitați-vă spre zona, spre ieșirea, spre uh, Suceava. Da? Trebuia acolo o arhitectură corectă, cu străzi bine de, de, delimitate, case la același urbanismul. nivel, cu urbanismul. Trebuia să-și spună, nu, unul în stânga, unul e mai la asfalt, acum am văzut să-și face unul, chiar o, o stație, va? au intrat direct în asfalt cu, cu, cu trotuarul propriului trotuar. Ei, mă gândesc că nu a intrat de capul lui. Uh, nu a intrat, cu, mai sunt și alte trotoare blocate cu fel de fel de chestiuni, care tot... Văzul nu am cu nimeni nimic, dar mă doare sufletul atunci când vezi că pentru unul ești mumă și pentru unul ești ciumă. Aplică, domnule, legile care trebuie aplicate pentru toată lumea. Nu? Domnule general, am 50 de ani și eu. Și vă mulțumesc la fel. Nu sunt în niciun fel, în niciun fel nostalgic, dar mi-aduc aminte de panii dinainte de 80 și de 90. Când municipiul, municipiul orașul, Rădăuți luase, nu mai știu ce premiu la nivel național pentru cea mai curată și bine administrată și întreținută localitate. Țineți minte acel păun din. Țineți minte, sigur, perfect. Ieri discutam cu Beceri. părintele Staris de la Așa. Bogdana, că am avut o întâlnire, spunea, bă, orașul nostru an la rând a fost unul din cele la nivelul localității cu numărul de locuitori, care se a ocupat primul loc. Aceasta nu era un titlu gratuit, chiar cu, pur comunist pentru acolo. Se făcea ceva, se participa, se aducea, nu? Era un oraș al florilor, ar cât de cât măcar pe lângă celelalte nenorociri care le aducea comunismul, aducea și o competiție din aceasta, cât de cât și în cultură, și în educație, și în înfrumusețarea localităților. Eu nu zic chiar cea formula ideală, dar se vedea an de an că e ceva nou, s-a făcut ceva nou pentru urbea noastră lumea era, avea o, o, așa, era un om fericit în sensul că, domnule, ies, mă plimb în siguranță, mă plimb într-un oraș curat, un oraș cu flori, cu alte chip, pentru că nu poți să oferi unui om prea multe în viața asta de, la nivel de comunitate, da? Impactul imediat, domnule, am spital modern, da, mă pot duce cu încredere, avem un corp medical foarte bun la nivelul zonei noastre, haideți să, să, să folosim acest am un învățământ, <coughs> Și dați-mi voi să vă spun că totuși aveam, când spuneai Hurmuzaki, era Hurmuzaki, da? Așa este. Păi dacă acum cu online-ul și cu celelalte, o să vedem un nivel de cădere liberă, dar acum nici nu mai știm că din nou s-a început cu aceste forme, fără examen, fără nu știu ce, fără, nu o să știe să scrie. Ce să mai discut? Dar nu este bine, cred că, așa cum atunci când pierzi pe cineva drag, e bine la un moment dat să renunți sau să nu ții cu tot din adinsul să te ancorezi în trecut. Trebuie să vedem înainte. Este o echipă nouă, are un mandat. Trebuie să-i dăm tot concursul ca să realizeze ceva frumos pentru comunitatea noastră. Cum zice un amic, de meu, cimitirul este plin de oameni de Absolut, Absolut, da. Nu putem să, să... Fiecare, așa, de, de, de din afară, totdeauna voi vedea lucrurile în mult mai obiectiv, mult mai... atunci când ești ancorat în probleme și eu sunt omul care de bună credință sper că toată lumea este ancorată și trage înainte căruța, nu prea... comiți greșeli și câteodată nu, nu observi anumite deficiențe de, de, de pe care le observă arbitru de lângă tine, știi? Cel neutru sau că ar trebui să fie a, neutru? Cel mai bine ar fi. Dar vedeți, nici arbitrii nu sunt neutri, nici varul nu este e, cel mai fidel observator al fenomenului fotbalistic. Nici varul nu este ce a fost. Nu? <laughs> nici varul nu mai este ce a fost, nici fratele. <laughs> exact, așa cum spuneți dumneavoastră. Domnule general, am ajuns la mijlocul emisiunii. Vrem, nu vrem, vom face o pauză de publicitate, revenim imediat. Am revenit după publicitate, suntem la raport de evenimente, iar invitatul ediției de astăzi este generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Mozoc. Domnule general, prima parte a emisiunii am discutat despre alegeri, aș momentul 27 septembrie, așa cum a fost el. Haideți să trecem puțin pe plan extern. Uh, am văzut că începem cu pionul principal, nu? Cu SUA. Da. Dacă este pe unul principal. Președintele Trump, bolnav și el. Ce-a fi făcut omul ăsta dacă nici el nu, nu a păstrat măsuri de securitate, dacă n a fost păzit, aranjat? E, deci sunt două probleme. Pe surse <coughs> avem informații că ar fi... O chestiune așa pentru pregătirea campaniei electorale și să creeze o stare de, e, spun eu, de tensiune în rândul alegătorilor ceea ce ar fi favorabil actualului președinte. Doi, Vedem că nu este de glumit, virusul există și intră inclusiv la Casa Albă și în alte birouri ovale, dreptunghiulare și de altă arhitectură. Chiar dacă Secret Service în dacă Secret Service este în față, deci el nu ține cont, se strecoară ușor și uite că este aliatul... Adversarul, președintele, e așa un, un tip boem care, cum îl știm, sfidează orice regulă, încalcă orice regulă și vrea să dovedească că cel mai puternic om al planetei va învinge și el se convins cu propriile mâini, strângându-l de gât pe acest COVID. În culise, eu sunt, sunt, sunt sigur că s-au pregătit măsuri și se vor lua măsuri și îl vom vedea pe trap într-o campanie în care măsurile de prevenție stabilite de către specialiștii epidemiologi americani vor trebui respectate. În alt fel, el va avea de pierdut. Deci, și chiar în aceste condiții, din ceea ce se din, spun analiștii, el ar avea un oarecare cădere vis-a-vis -vis de contracandidatul său și, dar și ați văzut, și la ei au fost chestiuni când nu le-am înțeles niciodată cum s-au făcut uh, votările, cum au ales electorii și au ajuns președinte, unul cu mai puține voturi decât cel care a pierdut. Trump este Trump și are, are mulți simpatizanți și în America și în afara lui. Pentru mine eu îl apreciez uh, președintele Trump la ceea ce se uh, învârte în cercurile astea subterane, pentru că alături de Putin este unul care luptă împotriva uh, globalizării și împotriva păstrării identității naționale a fiecarei nații de pe pământul acesta, care trebuie să-și pună cuvântul. În altă ordine de idei este chestiunea și treaba Americii cum își gestionează trei, pentru că, așa cum am spus, noi avem dureri de cap la rădăuți și trebuie să le rezolvăm pe ale noastre. Bine spuneți. Da. Ești totuși acolo, a avut peste ocean, mă refer la Statele Unite, președintele Trump a avut de gestionat acea perioadă de manifestări, manifestații care au fost, că ați văzut că la un moment dat au scos și garda civilă la... la nu garda civilă, cum se numește... Uh, armata da. au scos-o pe, pe stradă. Garda Națională. Garda Națională, da. așa este. De, uh, au, au fost câteva chestiuni... A... America e țara tuturor posibilităților și mă doare sufletul așa, într-un fel strict profesional, pentru că au fost câteva chestiuni sau de, de, de greșeală de, de profesională a polițiștilor. Noi știm pe păi, ei că la cea mai mică mișcare n-ai pus mâna pe volan sau ceva, scot pistolul, dar au fost câteva gaze impardonabile ca și profesioniști. Și pe fondul acesta au uh, iritat puternic și ceea ce este grav în America populația de culoare. Și uh, pe lângă aceasta uh, negrii uh, sunt și ei uh, sunt solidari cu, aceștii, cu aceste personaje și populația hispanică. Aici Trump are de pierdut. Aici Trump are de pierdut pentru că uh, sunt încălcate câteva chestiuni de libertate uh, pe care americanul le vede, le simte și nu le tolerează. Uh, le dă voie la ăștia să-și cumpere Kalashnikov și alte puși de asalt, dar uitați în e vorba de aceste chestiuni, uh, sunt foarte sensibili uh, și populația americană și uh, nu numai negri, și ceilalți uh, dau unul un vot de neîncredere și în același timp poți fi sigur că votul lor, chiar dacă sunt ori... Democ ei nu contează democrat-republican. Atunci când sunt încălcate niște drepturi clare ale uh, americanului, votează sigur cu celălalt pentru... A... Așa e normal să, să, să faci. Ca și credeți că la noi respectă cineva, v-am mai spus culoarea aceasta, de... Nu totul este o chestiune de și de simpatie, de șarm, de alte chestiuni în afară de problemele de, ideologie acolo unde sunt. Am spus eu, în mare parte în noile democrații nu prea sunt formate anumite concepții care să... sau dacă au fost formate, pentru că am întâlnit liberali care la începuturile de anilor 90 credeai că o să sfărâme munții Bucegi. Care acum s-au cam lăsat așa mai, băi, frate, mai au intervenit alte chestiuni și sunt decepționați de propriile decizii care se iau la, nivelul, la nivel de vârf. Și nu numai, dau un exemplu oarecare, nu? Sau sunt partide care pur și simplu, istoric, au dispărut de pe scena politică la noi, da? Sau care au plecat cu, sau de la o doctrină și au ajuns să. Sau au, form au format doctrinele astea de, de, de cameleon, nici de stânga, nici de dreapta, știi, de Ald, aldă, aldă, aldă culoare. Da, da, bine da. spuneți. Revenim în uh, sua. eu Știți ce nu am putut înțelege, domnule general, atunci când aceste mișcări de protest de peste ocean au luat uh, amploare, că au fost întâi pe coasta de est au fost și pe coasta de vest, gândeam așa, atât cât pot eu. Uh, domnule, o țară care face cărțile. În America Centrală în, și în America de Sud, care schimbă guvernul când vrea sau când nu, își poate face o ordine în curtea proprie? Greșesc? Uh, Luigi, uh, reține o chestiune inclusiv Ascult? valabilă, deci dacă nici comuniștii n-au fost în stare să-și mențină un regim, atunci când vox populi se manifestă în stradă, s-a dus toată, tot eșafodajul. Cât ai fi de secret service, cât ai fi cu gardă națională, cu armată, pentru că nu poți. Asta e o chestiune în istorie, da? Care Uitați marele imperii, național. da? Acolo unde s-au jucat cărțile lumii, da? Întrebând la Imperiul Roman sau alte acolo. S-au -au dus atunci când, au, când a explodat clasa de jos și când au venit, pentru că nu se poate să, să, să îndure la nesfârșit o anumită chestiune. De a, și totuși, de, din punct de vedere profesional, ei au rezolvat problema au, ușor, ușor, cu pierderi, cu distrugeri, ce au mai fost pe acolo, dar uitați că au calmat cât de cât, pentru că sunt o forță, au o forță, au tot ce-și ce ce doresc și cei care sunt la putere și cei care asigură măsurile de represiune. Dar, mă rog, lucrurile acestea să știi că dau frisoane în multe cabinete ale lumii, nu? Că chiar dacă îi vedem așa cu părul vulvoi și nu știu ce, ferească Dumnezeu de, de, de gloata cea multă și nemulțumită. Domnule general, traversăm apa cea mare și ajungem în piața în piața roșie, ajungem la prea marele, nici nu mai știu cum să-i spun... Uh, la Putin, la Vladimir. Acolo, la ruși, ce, ce vedeți dumneavoastră că urmează? Au anunțat că au găsit antidot, că au făcut vaccin. Mor mii de oameni în fiecare zi la ruși. Cum vedeți? Văd că e mai puțin vocal în, în ultima perioadă Putin, dar tot apare. Uh. E un tip deștept care nu-i cazul să apară prea des acum pentru că ar spune numai prostii și așa spun anomalii sau cel puțin niște lucruri neconvigătoare pentru specialiști că au descoperit, au descoperit un vaccin, dar nu știm. N-a fost testat, n-a trecut cele trei etape care trebuie să le parcurgă un asemenea vaccin pentru a ne convinge că într-adevăr este util, își face Eficient, efectul da. și nu are alte efecte secundare foarte grave. Pentru că oricum ceva nu era. e. ați văzut, a permis și câtorva televiziune acolo, arăta un laborator acolo, parcă era la depozitul clf pe acolo cu câteva baie probete, n-am înțeles mare uh, lucru ce, ce, ce se întâmplă și nu cred că putem avea încredere că această chestiune, pentru că ați văzut inclusiv populația Rusiei refuză sau nu are încredere în a-și face acest vaccin, ceva nu este la locul lui. Este o, che o chestiune mai mult de propagandă. Și așteaptă acum probabil și să-i dea mâna și Trump ca să spună, da, este bun, l-am făcut, uite, sunt valid. E posibil la Trump să vezi o asemenea reacție. Ce, orice este posibil deci, la Trump, nu? Eu, părerea mea, că o omenirea încă nu a ajuns să aibă un vaccin compatibil și a, a E și virusul acesta parșiv, pentru că ați văzut că deja apar tulpini și tulpini, se manifestă din ce în ce mai uh, divers și de la persoană la persoană, că mai că nu știi dacă remdesivirul își face efectul la fiecare sau nu. E o chestie de, de, de uh, celulă, de imunitate, de esență acolo, care foarte greu de, de specialiști probabil... Uh, Pot să ne spună și ne spun de fiecare dată mult mai mult, dar la nivelul de teorie nu avem încă o chestiune practică care să spună: Domnule, am rezolvat această problemă și e vizibil efectul vaccinului. Putin își conduce mai departe imperiul și vedem că începe și el să. Uh, privească spre turci, cu oarecare neîncredere, neîncrede, să privească în Nagorno karabakh unde uh, ei au mai făcut o vizită prin Armenia așa fulger, s-au trezit cu tancu în biroul președintelui și uh, și gestionează încă foarte bine ce ce cu rămâne. Cu Belarusul, să încep să se limpezească apele și acolo. Belarusul, apropo de ce spuneam cu Uh, manifestațiile, manifestațiile de stradă, are noroc încă acest uh, uh, personaj uh, sinistru pentru Belarus, că nu, nu a ajuns la o manifestație de masă și are încă în mână serviciile și armata. Noi acolo mai devreme sau mai târziu va uh, pica fără doar și poate și cred că Așa cum au picat toți mari dictatori ai lumii, știi, sub sabia dreptății celor mulți, dacă nu vor ajunge prin alte mijloace. Americani văd că nu prea au fost vocale în, acest, în această situație, mai puțin societățile acestea non-guvernamentale care s-au ridicat și acea tovară și acolo care face valuri, dar nu, nimeni nu o sprijină pentru a urca în barca celor nemulțumiți. Domnule general, și în Ucraina președinte nou, vocal în primele două, trei săptămâni, după care un fel de... Un actor un grăbit. Un actor grăbit care crezând că după ce câștigi tot o să curgă așa lapte și miere și craina are probleme mari, așa cum avem și noi, nu acolo cu... Privire la asigurarea și dezvoltarea economiei, la asigurarea problemelor sociale din Ucraina, care sunt foarte grave, nu vă vorbesc, infrastructura, celelalte chestiuni sunt la pământ, venind și pandemia aceasta, ajutorul din partea Unii Europene este mai scăzut, gazele de la ruși probabil încet, încet se vor închide, conflictul cu Rusia este la fel nerezolvat, și alte și alte chestiuni unde sunt încălcate flagrant drepturile omului, nu mai spunem, știi? Și eu, în special mă refer la românii noștri care au de suferit cel mai mult. În Crimea s-a mai făcut liniște acolo, lumea s-a păcat cu ideea, nu? Da, păi, dacă o luăm acolo, eu cred că și chiar prin votul care l-au acolo, au fost de acord cu sau cel puțin în mod tacit au achiesat la măsura luată de către Putin. Tot am spus de crimea în continuare la Marea Neagră sau deasupra Mării Negre piloții de pe Suhoi trimit bezele piloților de pe F-16, dar așa din, din mers. Da, da, e, e o provocare indice. continuă, da, D iar din păcate Marea Neagră a ajuns o zonă ferbinte a Europei, unde vedem că sunt câteva puncte de, 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 de rezolvat și interese din ce în ce mai mari. Turcia și ea este implicată în tot unde apare o bătaie, s-a băgat și Turcu imediat și trag fără nicio rezervă în, în ceea ce văd și ceea ce nu văd acutizează și relația din Cipru a format acolo în zona Mării Negre în zona Mării Negre, da, și cu a atras și Libia, Libanul într o poziție neînțeleasă tot pe fondul acestei comunități de musulmani. E, e periculos ce se, ce, ce se petrece și locurile în care este implicată uh, Turcia. Turcia, Turcia, eu știu, președinte, se bazează pe de ruși, dar ați văzut în ultima perioadă parcă și rușii sunt puțin mai -au, reținuți față uh, Da, de... da, da, sau rușii -au, uh, -au, uh, au dat un pas înapoi după ce i-au alimentat cu rachete, cu dispozitive de ultimă generație, și uh, au început să construiască și avioane acolo, sau componente da, cel da, puțin. Da, de... da, da, e o chestiune așa de, de care temporar, dacă nu avansează, cel puțin staționează în relația turco-rusă. Da, aveți dreptate. Din Corea de Sud nu prea mai au auzit în ultima perioadă și nici nu am mai citit ceva, eu știu, deosebit de pe acolo. După ce Trump a ajuns... Corea de Nord. De, da, între Corea de Sud și Corea de Nord, în acea zonă de demarcație, sau cum îi spune ei, după vizita lui, lui Trump acolo, a venit un moment de liniște. E un moment de liniște acolo destul de suspect, Uh, și pe uh, fondul la care uh, și nu avem încă certitudinea ce se întâmplă cu conducătorul nord-corean vis-a-vis de starea lui de sănătate. Unde vedem uh, că au fost înlăturați de la vârf câțiva din cei care conduceau destinele armatei, iar uh, sora acestuia se da. implică din ce în ce mai des în luarea unor decizii uh, acolo. Și uh, vedem uh, populația nu are ce mânca, medicamente și alte chestiuni zero. E o situație deosebită, dar într-adevăr din punct de vedere al uh, situației relațiilor uh, sud-nord-sud e o liniște aparent acolo s-au retras și fiecare stau după tuficiul și se pândesc unul pe altul. Dar, deocamdată e bine așa, că nu de atât timp cât nu trag, știți? Deși da. au mai fost câteva schimburi cu sportul, cu da, reprezentarea, da. dar mă rog. păcat că astfel de chestiuni națiunile nu se înțeleg să ajungă să se... dar tot... Unii lideri care nu-și văd decât propriile interese, și deci nu cele uh, ale națiunii. Iar chinezul tace și face, mai cumpără un port uh, așezat bine din punct de vedere geostrategic, mai se așează pe acolo, mai o investiție în partea cealaltă? E singura națiune, după părerea mea, care, deși a început în pandemie și cu nenorocirea care a fost, mi se pare au ieșit prea simplu, prea ușor, iar ei n-au contenit să ca și furnicile mușuroi să lucreze acolo, chinez. Nu au nimic, au răzit, ordinul... nu general, da, este. și mișcă, mai... și mișcă în au am americani, mai am strigat cu aia, cu una, cu dezvoltare. Uite că i-au primit acum înapoi. Sunt, fac telefoane, mașini, portavioane și alte chestiuni care, din păcate, celelalte națiuni stau mai mult și privesc ce se întâmplă acolo. Și spun, păi, totul vine din China. Băi, dar cine te oprește, mă, să faci tu, nu? Da. Da. Domnule general, veni mai aproape de casă, de deci Europa. Brexit-ul ăsta, care a dat peste cap multe lucruri și în același timp a făcut lumină în altele. Cum vedeți dumneavoastră desfășurarea mai departe a tot ceea ce este legat de, de Brexit? Pentru că au început britanicii cu conservatorismul lor. Încet, încet să se distanțeze, să fie conștienți de una la alta, oricum bine, nu va fi nici pentru ei. Sau în primul <laughs> rând pentru ei. Deci Brexitul, ul la fel ca și alte mari probleme ale Europei, a, a fost tulburat puternic de această pandemie, care, ați văzut, l-a luat și pe prințul Jones, care nu credea nici el în de, ceea ce înseamnă un virus. Și acum începe să se căiască și ei se căiesc și acum că au făcut pasul de, de ieșire. Poate uh, nu era mai puternică, dar din punct de vedere al, al uh, rezolvării problemelor de natură economică post-COVID, era parcă mai ușor să să, să uh, folosește această piață liberă și Anglia era Anglia era putere, nu glumă. Păi, putere. Și, uh, acolo. acum revenind în uh, matca originară, vor începe tot ce înseamnă probleme de comerț cu taxe, impozite, embargouri sau anumite limitări și nu are de pierdut decât ea Anglia pentru că în general era unul din cei mai mari exportatori de ce înseamnă uh, industrie grea așa. deci chestiuni de de, de de auto și așa mai departe unde doi englezii de rând nu văd cu ochi buni în continuare faptul că ei sunt limitați uh, vedeți acum <coughs> ai, 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 printre puținile țări care încearcă să mențină dezvolta, uh, învățământul pentru studenții străini fără taxe ce înseamnă aceasta? Dacă Olanda sau nu știu mai care au introdus o taxă din nou, așa cum era în mai înainte, ei au rămas și au continuat să spere să atragă tineri pentru a-i școli și în același timp pentru a-i menține în zona lor ca și specialiști. Au de suferit foarte mult din punct de vedere, pentru că IT-ul și alte industrii din acestea care producătoare de bani grei au suferit mult în ultima perioadă deși la o primă vedere sunt singurii care pot care au rezistat mai bine decât, spunem, horeca sau altă industria hotelieră, unde spunem noi că sau unii din ei sărace sunt aproape de pragul falimentului. În continuare sunt chestiuni de discutat între uniunea europeană și Anglia, în continuare vor fi probleme care nu vor fi rezolvate, vor rămâne în coadă de pește încă ani de zile, pentru că și aici se trage care să iese în câștig și care să rămână în pierdere, știți, și probabil nimeni, nimănui nu-i dă mâna să <coughs> piardă anumite facilități, anumite avantaje de natură economică. Important e dacă am menține <coughs> în legătura aceasta cu ei, deci libertatea de deplasare pentru afaceri, pentru muncă și așa mai departe, pentru că pe fondul pandemiei numărul șomerilor va crește și cei care vor pleca primii vor fi cei care au venit acolo, nu oamenii da, lor. Și atunci vom avea de suferit și noi, în special mă refer la comunitatea europeană pentru că vor veni oameni spre țările de origine și Mulți dintre ei nu au îndemânarea și abilitățile de a se apuca de o afacere. Uite, în domeniul agriculturii, unde sunt diferite oportunități, nu prea vedem oameni care să se implice, să ia fondurile necesare pentru a-și dezvolta o microfermă de o anumită dimensiune. Nu avem, pentru că nici și aici trebuie să te pricepi sau să ai cunoștințele necesare pentru a te ocupa de creșterea vacilor sau de a cultiva alunul și prunul uh, asiatic. Ați văzut că deja în piața noastră se pune problema unei cultivăm uh, plante și fructe din asta exotice. Sau macul și coca, nu? Macu și coca, <gri> și acolo să vezi. <gri> și acolo plante. trebuie pregătit. Deci... Sunt uh, chestiuni care, vis-a-vis de alegerile actuale, comunitățile sau nu, uh, organele noi alese ar trebui acum să vedem cum. Să mi-atrag tinerii, să mi-atrag oamenii mei acasă. Ce oportunități, ce facilități îi oferă omul ăsta care să spună dacă nu-i ofer nimic, nici el săracul nu este cointeresat să-și investească bruma de bani pe care i-a adunat uh, a, în câți ani a muncit el pe unde a muncit. Nu? Păi am tras apă, canal, am făcut străduța asta. Uite, bă, îți poți investi zona aceasta, este zona industrială. Bă, ce nu avem? Uite, la ora actuală, în toată lumea, este o lipsă acută de fier beton, iar noi stăm cu marile combinate închise. Nu găsim o soluție ca statul român să reia activitatea la târgovi și în să îți unei aia de am datorii alață. și să da. producem acesta. Ar fi o nișă extraordinară pentru a, a da o lovitură pe piața. Păi nu s-ar mai importa, domnule. Toată ziua, băgăm bani în investiții și nu vezi nimic. Nu vezi o chestiune după o perioadă îndelungată. Iar vine frigul, vine toamna, vin necazurile, vin totul, facturile se, se dublează la, la ceas de iarnă. Uh, va fi foarte greu pentru guvern, va fi foarte greu pentru noi, pentru oameni, să, să putem să, să înnotăm în acest noian de probleme, va fi foarte greu pentru stat să plătească salariile uh, bugetarilor, să plătească pensiile și așa mai departe. Va fi greu. Trebuie Sim. văzut de unde tăiem ca să putem să rezistăm, pentru că la PIB-ul nostru nu suntem chiar încărcați până peste cap să nu putem uh, realiza. Sunt pensii derizorie în România care trebuie să ne dea de gândit. Bă, frate, oamenii ăștia nu pot trăi cu, cu 5 milioane, cu 7 milioane, nu? Cât este factura? Nimeni nu face un calcul. Păi, dar atunci fă, îl ai liberalizat gazul, liberalizezi și dai pe mâna o, acolo curentul electric și apă și așa mai departe și pensia aia de 500 tot aia rămâne, nu? Și noi nu trebuie să privim lucrurile numai. Păi știi, statul român are posibilități într-o situație. De acord, acum a trebuit stat în carapaci. Trebuie să vedem. Dar, doi, ce pensii au celelalte state ale lumii? Ce salarii au, nu? S-au stat acum, acum, în anumite domenii în, în pas de asta, de joc de glezni. Domnule, haideți să vedem dacă n-ai muncit. De ce să-l remunerezi? Sau să-l remunerezi la uh, posibilitate, sau la timpul de lucru afectat efectiv pentru muncă. A, așa este. Domnul general, ar mai fi multe de povestit, dar timpul uh, nu ne lasă. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și eu zic că până la ziua dumneavoastră în noiembrie nu mai întâlnim o dată. Absolut! <laughs> Urez mult succes noului uh, deliberativ aici al și primarului nostru uh, în activitate și oricând sunt dispus să. Dau și eu o mână de ajutor, o idee, un gând bun pentru anumite proiecte care vor fi la nivelul comunității noastre. Ok, mulțumesc mult! Punem punct final ediției de astăzi a raportului de, de eveniment. Vă reamintesc că în studioul televiziunii Cromtel a fost generalul de poliție în rezervă, dr. Vasile Moțoc. Eu sunt Luigi Paraguay și până data viitoare vă doresc toate cele bune.